Un vot istoric, dar încheiat cu multe controverse și scenarii. Parlamentul a tăiat pensiile speciale. Printre cei vizați sunt magistrații, diplomații, senatorii, deputații, ba chiar și președinții țării. Lucrurile sunt însă departe de a se clarifica. Vor urma cu siguranță contestații la CCR, unde judecătorii vor fi puși în fața unei decizii cel puțin ciudate, să își anuleze propriile privilegii. Mădălina Petre ne spune mai multe. Bun găsit, Mădălina! Bun găsit tuturor, da, un vot extrem de important care s-a dat în plen la Camera Deputaților. După ani de amânări, parlamentarii au reușit să dea votul final pe proiectul de lege prin care se elimină pensiile speciale. S-au înregistrat 247 de voturi pentru, 21 de abțineri și un lucru extrem de important, niciun deputat nu și-a permis să voteze împotriva acestui proiect de lege. Au fost discuții în contradictoriu, aproximativ 2 ore au ținut de dezbaterile aici în plen la Camera Deputaților. Cei din PSD și PNL s-au acuzat reciproc de înființarea acestor pensii speciale, în timp ce deputații USR au spus că există foarte multe elemente care vor duce la declararea neconstituționalității acestui proiect de lege. Asta pentru că, spuneau deputații USR, deja există 2 decizii din partea Curții Constituționale care arată foarte clar că nu pot fi eliminate pensiile speciale pe care le primesc magistrații. Ca atare, cei din USR au propus și un amendament, astfel încât pensiile celor din sistemul de justiție să nu fie eliminate de tot, ci să fie plafonate la nivelul ultimului salariu de bază. Însă nu au avut succes deputații USR, pentru că nici măcar nu a fost supus la vot acest amendament. În momentul de față, proiectul trebuie să meargă la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare, însă până atunci se așteaptă deputații ca inițiativa să fie atacată la Curtea Constituțională. Și un lucru extrem de important, deja președintele Înaltei Curții de Casație și Justiție a convocat de urgență o ședință, pentru că aceștia vor să pregătească sesizarea la Curtea Constituțională. Mulțumesc, Mădălina. Premierul Ludovic Orban vrea și recalcularea pensiilor militare foarte mari. Iată ce a cerut ministrilor de interne și apărare în ședința de guvern. Aici cum va trebui doamna ministru și doamna ministru de interne, doamna ministru al apărării, să ne uităm un pic și la vârsta de pensionare și de asemenea să vedem cum putem asigura recalcularea pensiilor nesimțite, cele care au fost făcute prin umflarea pe ultima sută de metri a veniturilor pentru a se ajunge la o pensie mai mare decât e plafonul acum, și anume salariul brut. Deci aici trebuie să corectăm aceste nedreptăți, pentru că provoacă o nemulțumire profundă, inclusiv pentru cadrele militare, pentru jandarmi, pentru că șefimea și-a tras pensii nesimțite, profitând de portițele lăsate în actul normativ, și așa ne-am trezit cu pensii de 15.000, 20.000, care sunt chiar o sfidare la adresa unui om care a muncit o viață și care la finalul unei cariere de 35-40 de ani are o pensie cât de cât rezonabilă.